H.C. McNeil, Aventurile capitanului Drummond. Capitolul 1. Ar fi greu de spus ce-l făcuse pe Ronald Standish să îmbrățișeze meseria pe care o avea. La drept vorbind, e îndoielnic dacă se poate spune că avea o meserie, deoarece o exersa mai mult ca amator și numai când se simțea atras de un caz special. Imediat ce nu-l mai interesa, îl lăsa, apoi după capriciul îl relua. Dispărea câteva vreme și se întorcea din nou la viața obișnuită de sportiv. Dacă s-ar fi hotărât să-și ia meseria de detectiv, fără îndoială că ar fi căpătat o faimă mondială. Era o seară de martie când, vorbind în limbajul teatrelor, cortina se ridică și ne-l descoperi pe Standish în apartamentul lui din Clarges Street. Locatarul camerei ședea cu spatele la cămin. Părea concentrat asupra unei probleme. Cumpănea între degete un baston de golf și evident că se pregătea să-și dea părerea. Interlocutorul lui se sprijinea de spătarul unui scaun. Era un individ jigărit, a cărei înfățișare contrasta izbitor cu cea a lui Standish, care era într-o câtva scund. Ce-i de făcut, Ronald? Întrebă Bill Lighton. L-am adus să-l vezi și să-ți dai părerea. Prea greu la capăt, spuse el solemn. O să ratezi lovitura tocmai la momentul oportun, Bill. La dracu, cine e acolo? Du-te și vezi tu, băiatule, și dacă e Teddy care vrea să facă o partidă cu mine mâine dimineață, spune-i că am plecat pentru o lună la Paris și că m-a lăsat de golf. Bărbatul slab și înalt străbătu camera din câțiva pași și luă receptorul telefonului. Alo, rosti el? Da, aici camera domnului Standish. Cine e acolo? Ascultă un moment, apoi acoperind pânăia cu mâna, se întoarse. Zice că îl cheamă Sandersor, șopti el. Vrea să-ți vorbească urgent. Standish dădu din cap și luă receptorul din mână. Alo, Sanderson? Da, eu sunt Standish. Ce mai e nou? Dragă prietenă, pe o noapte ca asta, alo, alo, alo? Vocea îi urcă crescendo și Lighton se uită la el mirat. Nu mă auzi? Vorbește, omule, vorbește. Alo, alo? Apăsă pe bara telefonului de mai multe ori cu violență. Ce înseamnă asta? Strigă el. Chiar acum am fost chemat de Hampstead 0024 și mi s-a întrerupt legătura. Nu poți să mi-o dai din nou? Așteptă bătând nerăbdător cu piciorul în podea. Nu primești niciun răspuns și telefonul e deschis? Mulțumesc. Se întoarse spre Lighton. E posibil să fi fost deranjat în timp ce îmi vorbea. O să mai aștept puțin, dar peste un minut așeză receptorul. Fața era foarte gravă. S-a întâmplat ceva, Bill. Trebuie să mă duc la Hampstead. Sau e bolnav, sau... Lăsă fraza neterminată și Lighton se uită la el curios. Ce ai auzit? Îl întrebă. Îmi spuse să viu la el. Ultimele cuvinte ce le-a fost au... Tocmai am început o frază nouă, n-a sfârșit-o. Am auzit numai un zgomot ce semăna cu un fluierat, apoi o pleznitură provocată poate de receptorul lui, căzând pe birou, nimic mai mult. Se duse la sertar și Bill Lighton încruntă sprâncenele. Iei un revolver, observă el. Cred că ar fi mai bine să fiu cu tine și pe drum să-mi explici cine și ce este domnul Sanderson. Un taxi trecu când ieșiră pe ușă. Standish dădu șoferului adresa. Mergi cât mai repede, adăugă el scurt. E urgent. Acum Bill urmă dânsul când mașina o apucă repede spre Curzon Street să spun ce-i cu Sanderson. E un om care ocupă o situație cu totul specială în administrație. Puțină lume a auzit de dânsul. Puțină lume știe că există un om de felul lui. E de la Scotland Yard și nu e din Scotland Yard. Mai precis, cred că face parte din serviciul secret. O crimă în ea însuși și e în afară de preocupările lui. Dacă totuși ține câtuși de puțin de domeniul politic, atunci devine atent și ia notă. Cunoașterea pe care o are despre lucrurile din dosarul scenei e probabil mai mare decât a oricărui om din Anglia. Capătă informații din toate părțile, într-un fel cum nu le obține nici poliția. E un om care are probabil câțiva dușmani, foarte puternici, dușmani care s-ar simți foarte fericiți dacă l-ar vedea scos din calea lor. De fapt, se întrerupse brusc și așezându-se mai bine în colțul său și a prins o țigară.
5 minute mai târziu, mașina opri în fața unei case de mărime mijlocie. Afară de o fereastră luminată la primul etaj, toată casa era cufundată în întuneric. Standish plăti cu dărnicie șoferului și așteptă apoi până ce lumina de la spatea mașinii dispăru cu totul. Atunci deschise poarta. Ploaia încetase, dar vântul mai sufla cu putere. Uite-te la storul ăsta, Bill, spuse el, acolo unde e lumină. E biroul lui. Și ce om stă într-o cameră cu storul fluturând așa. Asta nu-mi place. Apoi, urcând treptele pe ușa principală, apăsă pe sonerie. Îi auziră sunetul, slab, dar distinct, în partea cealaltă a casei, dar nimeni nu veni să deschidă. Sună din nou, cu același rezultat. Standish se uită prin crăpătura de scrisoare a ușii. Totul e întuneric, spuse el, și broasca ial. Bill, asta îmi place din ce în ce mai puțin. Hai să înconjurăm casa și să vedem dacă e vreo lumină în cealaltă parte. Nu e niciuna. Câteva clipe și o văiră. Ia ascultă, băiete, spuse el în sfârșit. În toate astea e ceva foarte suspect. Vrei să spargi ușa? Întrebă Layton. Sunt gata să te ajut, șefule. Unde vrei să începem? Cu ușa asta de din dos și un copil ar putea o deschide. Standish scoase din buzunar un instrument de formă specială, al cărui capăt îl introduse în gaura cheii. După vreo două clipe, broasca cedă. Nu-i greu de spart ușile astea, șopti el. Apoi se opri și ascultă cu atenție. Din față venea o lumină, de la felinarul dinaintea ușii. La stânga se vedea o încăpere ce semăna a cămară. În bucătăria de alături, focul ce se stingea arăta că servitorii plecaseră. Cu precauțiune, apucă spre scara din hol, unde se vedea destul de clar, mulțumită luminii ce venea de afară. Recunoscură camera cu storul ce bătea în vânt după dunga de lumină ce străbătea prin crăpătura dintre ușă și dușumea. Cu o mișcare bruscă, Standish deschise larg ușa cu mâna dreaptă crispată pe revolver, mâna ce-i căzu apoi încet de-a lungul trupului. Dumnezeule, strigă el, mă temeam de asta. Șezând la birou cu spatele la ei, se afla un om. O mână i-a târna crispată în gol, cealaltă ținea strâns receptorul telefonului. Și dintr-un colț al biroului se prelingea un firicel de sânge, ce picura pe parchet. Câteva minute Standish stătu locului, notând fiecare amănunt al încăperii. Apoi se apropia de cadavru și îi ridică foarte încet capul. Nu putu să stăpânească o exclamație. De oroare! Doamne Dumnezeule, Bill, strigă el. Bietul om a fost înjunghiat în ochi. Era o rană teribilă și Layton se întoarse zguduit. E o întâmplare extraordinară, continuă Standish. Moartea trebuie să fie survenit instantaneu. Dacă ar fi fost accidentală, dacă de pildă i-ar fi venit rău și ar fi căzut cu capul pe unul din cupe papierurile ce stau cu vârfurile în sus, în tocurile lor s-ar vedea urme pe birou. Dar cum nu se vede nimic care să fi putut pricinui o astfel de rană, trebuie să excludem ipoteza unui accident. Sinuciderea e imposibilă. Și ea pentru aceleași motive. În orice caz, un om nu se sinucide în toiul unei convorbiri telefonice, așa că e perfect limpede că a fost asasinat. Dragul meu, chiar de-ar fi așa, spuse Layton, oarecum înțepat, nu mă interesează prea mult, e treaba poliției, mai bine ar fi să o ștergem. Standish dădu din cap, nu putem face asta, Bill, toate lucrurile trebuie lăsate așa cum le-am găsit. Dacă vrei, du-te la fereastră și cheamă un sergent, de vezi trecând vreunul. Cât despre mine, vreau să limpezez cazul. Du-te în dosul scaunului pentru câteva clipe. Layton se supuse, deși se vedea bine că era într-o cândva supărat. Ce-ți mai trece prin gând? Întrebă el. Încerc să reconstitui ce s-a întâmplat, spuse Standish. Vreau să văd dacă lampa din perete îți proiectează umbra pe birou. După cum vezi, așa este și asta face cazul mult mai greu. S-o luăm iar de la început. Sanderson ședea în scaunul în care este și acum, cu receptorul la ureche și cu cotul rezemat de birou, după toate probabilitățile. Convorbirea era cu totul obișnuită. E evident că nici nu bănuia măcar că îl pândea vreo primejdie. Începuse o frază. Tocmai am și în acea clipă e ucis într-un chip cu totul extraordinar. Tocmai am... Ce? Asta e întrebarea.
Vrea să spună tocmai am căpătat informații despre, sau vrea să spună tocmai am primit pe cutare și cutare. În prima ipoteză e posibil să nu fi știut că asasinul e în cameră și să fi fost lovit de la spate. Dar în cazul acesta, umbra asasinului s-ar fi proiectat pe birou și Sanderson cu agilitatea lui ar fi sărit la moment de pe scaun. E posibil, își dădu părerea Layton, ca lumina din spate, din perete, să fi fost stinsă în clipa aceea. Ar însemna că omul care a stins-o, a reaprins-o când a părăsit odaia. Standish dădu din cap. La rigoare s-ar putea admite, Bill, dar e foarte neprobabil. În asemenea cazuri, cel din tâi impuls e să stingi lumina, nu s-o aprins. Totuși, nu s-ar putea trage o regulă generală. Să mergem mai departe. Să presupunem că voia să spună. Tocmai am primit pe cutare, cutare. De la început, observăm greutatea extremă de a aplica o lovitură atât de dibace de la spate. Urbește. Omul, oricine ar fi fost, trebuie să fi stat în fața lui Sanderson sau lângă el. Dar și așa e greu de înțeles. Dacă încerci să-mi împlânți în ochi un pumnal, o să mă feresc instinctiv, cât se poate de repede, chiar dacă omul stă lângă el. Când a împlântat pumnalul, mi se pare de necrezut ca Sanderson să nu fi făcut vreo mișcare în lături. De obicei, reacțiunea e instantanee, când ți-a amenințat ochiul. Totuși, ceea ce e limpede e că bietul om n-a putut evita lovitura, spuse Layton. Apoi, altă caracteristică remarcabilă a întâmplării, Bill, spuse Standish. De ce a ales asasinul momentul unei conversații obișnuite de telefon ca să-l ucidă? Mi se pare că ar fi trebuit, dimpotrivă, să evite aceasta. Asta e drept și destul de bizar, recunosc cu Layton. E ușor de bizar, încât trebuie să fie avut un motiv binecuvântat pentru asta. Acest motiv îl caut și eu. Când cineva vorbește la telefon într-o poziție ca aceasta, așezat așa la birou, își ține corpul liniștit. Și asta era esențial pentru aplicarea loviturii de pumnal. Mă mai uit puțin prin prejur să văd de se mai poate găsi ceva și pe urmă putem înștiința poliția. Cercetă conținutul coșului de hârtii. Nimic, afară de câteva invitații și hârtii fără importanță. Apoi își plimbă încet ochii pe birou. Nu era prea încărcat. Câteva tocuri, un calendar, o sticlă deschisă cu cerneală Steven, în mijloc câteva bucăți de hârtie sugătoare, mototolite, în colț o pată de un roșu purpuriu. Capul mortului căzuse acolo. N-ar trebui să ne atingem de buzunare, spune Standish, cu toate că ne-ar putea da la iveală lucruri prețioase. Erau însă aproape goale. O scrisoare mototolită și o bucată de hârtie sugătoare pătată cu cerneală roșie. Fu tot ce găsi. Nimic interesant, continuă el. Ia te uite, cerneala e încă proaspătă. Bill, am făcut o descoperire, destul de importantă, adăugă el cu un surâs. Dar mă întreb unde o fi dopul sticlei de cerneală. Bill Layton explodă. Să-l ia dracu, Prolan, nu știu și nici nu-mi pasă. Camera cu mortul ăsta îmi face rău. Ce importanță unde e dopul? Probabil că a fost scos din sticlă și a căzut pe birou, făcând o pată. Și bucata asta de sugativă care era acolo a absorbit cerneala. Pe urmă, dopul a fost aruncat pe fereastră de ciudă, adăugă Standish cu un ușor sarcasm. Dar ce-ți pasă de asta, dragul meu, spuse Layton, iritat. Rana n-a putut fi făcută cu un dop. Ridică din umeri, pe fața celuilalt a păruse o expresie pe care o cunoștea prea bine. Standish urmărea o idee și niciun cutremur de pământ nu l-ar fi scos din concentrarea sa. Layton nu izbuti să-și explice cam ce importanță putea avea faptul că unei sticle de cerneală îi lipsea dopul. Nu vezi o sticlă de cerneală, Bill, înainte ca să o deschizi, spuse Standish deodată, și jumătate din sticlă e goală. Și ce legătură, începu mirat Layton. Când dopul a fost scos spre celălalt, era uscat. De aceea, cerneala de pe bucata de sugativă nu provine de la dop, ci din altă parte. De unde? Se opri brusc. Ascultă, șoptiel, nu face zgomot, e cineva jos. Cei doi bărbați rămaseră nemișcați, ciulind urechile. Vântul încetase o clipă și într-unul din momentele de acalmie se auzi scârțâitul unei scânduri, în holul de jos.
Ascunde-te după perdele, Bill, mai șopti el. Se poate ca asasinul să se fie întors pentru ceva. Așteptare cu încordare. Fiecare de o parte și de alta a ferestrei. Și în josul lor, vântul sufla cu un fel de perversitate drăcească. Mai mult ca înainte, așa că era absolut imposibil să auzi vreun zgomot în casă. Lighton putea vedea o parte a încăperii printr-o mică deschizătură a perdelei. Cadavrul prăbușit deasupra biroului, ușa întredeschisă și comutatoarele pe perete. Se uită la ușă, fascinat. Cine avea să apară în cadrul ei, peste câteva clipe? Deodată auzi o exclamație înăbușită lângă el și uitându-se la Standish, îl văzu că stătea țeapăn cu revolverul în mâna ei crispată. Apoi privi din nou la ușă. Vizitatorul sosise, secundele păreau lungi ca minutele. Încordarea devenise insuportabilă. Când, uitându-se din întâmplare la comutatoare, văzu o mână peste ele. Peste o clipă, camera era luminată doar de felinarul din stradă. Nu mai putea vedea ușa, ci numai biroul și cadavrul nemișcat ce părea și mai înspăimântător. În semi-întunericul odăi, doar în scârțâit al dușumelii, îi indică lămurit că necunoscutul intrase în odaie. Ce avea să se mai întâmple? Se întrebă el și în clipa următoare află. Un obiect tare îl lovi cu putere în față și în stomac, făcându-l să scoată un urlet de durere. Minunat, se auzi o voce bărbătească. Știam că nu greșisem. Te-am văzut în cadrul luminat al ferestrei. Ești mai repede de acolo sau te fac să regreți? Layton se uită la Standish și îl văzut dând repede din cap. Jocul era limpede. Evident, noul venit credea că era un singur om în dosul perdelei. Păși înainte, supus și așteptă. Nasul îl durea ca și cum i-ar fi fost rupt și capul îi vâjâia. Parcă m-a bătut, tinere, continuă vocea, cel puțin pe întuneric. Ia să vedem cum arăți la față. Peter, fă lumină! Evenimentele se precipitară. O clipă zări un individ înalt la vreun metru jumate de el și un alt om în pragul ușii. Apoi se simțea aruncat peste Standish, care ieșise de după perdea și sta în dosul său. Sunt doi, Peter, răcni omul înalt, și unul are un revolver. Bill se simți ridicat în sus, culca la pământ și deasupra lui cineva care părea că îl întrece pe carnera în greutate. Dar finalul fu cu totul neașteptat. Lasă-l, Hugh, se auzi vocea celuilalt. Trebuie să fie o greșeală, îl cunosc bine. Ce înseamnă asta? Omul înalt se ridică. O greșeală? Dar revolverul pe care l-am văzut în mâna lui era tot o greșeală? E Ronald Standish, am jucat cricket cu el. Doamne Dumnezeule, e Peter Darrell. La asta nu mă așteptam, exclamă Standish ridicându-se în capul oaselor pe dușumea. Pentru numele lui Dumnezeu, cine e tovarășul dumitale? Drummond, capitanul Hugh Drummond. Sunt grozav de supărat, spuse Drummond. Mi se pare că am lovit prea tare. De jos am văzut pe cineva pitit după perdea. Pe celălalt nu l-am zărit. Când am intrat în cameră și l-am văzut pe Sanderson ucis, la biroul lui am socotit că individul care căuta să se ascundă nu poate avea cugetul curat și am aruncat în el cu primul obiect care mi-a căzut sub mână. Deodată îmi dădui seama că cineva îndreptă asupra mea țeava unui revolver. M-am apărat cum am putut, dar toate astea sunt fleacuri. Ce s-a întâmplat aici? Bietul om a fost asasinat, spuse Standish cu gravitate. Nu sunt prea surprins, observă calm Drummond. Chiar azi îmi spunea că are presimțirele. Nu bănuiește cine a făcut asta? Nu, spuse Standish după o clipă de tăcere. Poți te întreb ce te-a adus aici noaptea, capitane Drummond? Nimeni nu te poate opri să întreb ceea ce îți place, Mr. Standish, răspunse amabil Drummond. Și poate o să-ți răspund dacă îmi răspunzi și dumneata la aceeași întrebare. Isprăviți odată cu mofturile astea, spuse Darrell. Garantez personal pentru fiecare din voi. Îmi pare că ar fi mai bine dacă ne-am pune unui altuia ceea ce știm. Bine ai grăit, Peter, zise Drummond. Dar cum asta ar lua timp îndelungat, ar fi mai bine să vedem de lucrurile urgente. Cred că e necesar să vestim poliția. Standish se uită la el, tăios. Firește că e necesar, strigă dânsul, e o idee admirabilă.
Peter, cred că ne suspectează, spuse Drummond. Trebuie să explici că totdeauna am încercat să ne dispensăm de concursul poliției. Se apropie de cadavru și se aplecă asupra lui. Dumnezeule, ce gaură îngrositoare, împușcat în ochi. Nu împușcat, spuse Standish, fiindcă aș fi auzit. Am telefonat tocmai în momentul când a fost ucis. Asta ne-a făcut să venim aici, pe Lighton și pe mine. N-a fost împușcat, repetă Drummond. Atunci cum naiba a putut fi făcută rana asta? Exact același lucru mă întreb și eu, recunosc cu Standish. Cum? În orice caz, Peter, știu acum de ce n-am putut obține niciun răspuns la telefon, spuse Drummond după o pauză. Asta e, dacă vrei să știi, ceea ce ne-a adus și pe noi aici. Dar Standish nu-l mai asculta. Zărise ceva sub birou. Cazul se agravează, observă el deodată, mai mult pentru sine. E amestecată și o femeie. Ridică de jos un ac de păr frumos de bronz. Era pe jumătate ascuns. Nu-l văzuseră până atunci din cauza întunericului. Și nu era căsătorită, adăugă Drummond gânditor. Asta poate să împrăștie puțin ceața din jurul acestei afaceri. Firește, se poate să fie aparținut și unei servitoare. Dar, apropo, unde sunt servitorii? Cam un răspuns întrebării sale, auziră câteva glasuri în holul de jos. Vorbea un bărbat și răspundea o femeie. Așteptară cu ochii țintuiți pe ușă. Cineva urca scara. Cineva care, desigur, habar n-avea de ceea ce se întâmplase, căci îl auziră fluierând încet ca un om fără grijă. Rosnă o bătaie discretă în ușa întredeschisă, apoi se ivi un om, care înlemni de mirare când dădu cu ochii de cei patru care îl fixau. După aceea, privirea îi căzu pe trupul neînsuflețit de la birou și cu un strigăt de spaimă se retrase la perete. Ce s-a întâmplat, bolbolosi el? Cine ești dumneata? Întrebă calm Standish. Sunt feciorul domnului Sanderson. Sir, tocmai m-am înapoiat acasă. Cum te cheamă? Perkins, sir. Tocmai m-am întors acasă cu soția mea. Cum s-a întâmplat asta? Tocmai ce căutam și noi să aflăm. Perkins, spuse Standish, vino mai aproape și nu te speria. Aș vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări. Cu soția dumitare vorbeai jos? Da, sir, am fost împreună la cinematograf. Și când ați plecat de acasă? La 8 și un sfert, sir. Mr. Sanderson ne-a dat voie să plecăm, înainte de a-i isprăvit masa. Mai era cineva cu el la masă? Nu, sir, era singur. Ți-a spus din întâmplare că așteaptă cineva după masă? Nu, sir, nicio vorbă. Acum, Perkins, uită-te la acul ăsta de păr. Poți să-mi spui dacă aparține soției dumitale? Servitorul dădu din cap cu hotărâre. Nu, sir, asta o știu bine. Nevastă mea are negre. Și este absolut sigur, Perkins, că domnul Sanderson nu ți-a spus că așteaptă pe cineva în seara asta? Absolut sigur, sir. Ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: întorceți-vă când vreți și petrecere frumoasă. Văzând lumină la fereastră, sir, m-am urcat ca să văd dacă are nevoie de ceva. Ce s-a întâmplat? Asta o să-i sfâșie inima nevestemii. Era unul din cei mai buni stăpâni pe care i-am cunoscut. Durerea servitorului era vizibilă și Drummond îi puse blând mâna pe umăr. A fost asasinat mișelește, Perkins, spuse el. Cine-i bruta care a făcut asta? Strigă servitorul. Dacă l-aș avea acum la mână, i-aș suci gâtul. Asta spuneam și noi în cuvință, Standish, și am face-o cu plăcere. Dar aș vrea să-mi faci un serviciu. Pleacă și anunță pe primul polițist pe care îl întâlnești. Adu-l aici. Bine, domnule, plec. Chiar dacă am venit, am văzut unul nu departe de casă. Părăsi camera după o ultimă privire asupra stăpânului său și după câteva clipe îl auziră închizând ușa din față. Nu e nevoie să interogăm și pe nevastă sa, spuse Standish. Poate să o fac poliția dacă vrea. Știm tot ce vrem de la Perkins, dar ia spune-mi, Drummond, ce te a făcut să spui adineori că avem de-a face cu cineva foarte tare? Cred că e mai bine să lăsăm asta acum, spuse liniștit celălalt. Se aud pași afară. Trebuie să fie Perkins cu polițistul. Mâine o să putem compara notele noastre, dar mai trebuie să stabilim ceva.
Faptul că îi vorbeai la telefon e suficient ca să motiveze prezența dumitale aici, dar nu pe a mea și nici pe a lui Peter. Vrei până când vom lămuri afacerea să declar mai bine că făceam cu toții o partidă de cărți în camera dumitale și că am venit împreună? O clipă Standish șovăi, un surâs vag îi flutură pe buze. Își aduse aminte că acum 2 sau 3 ani Peter Darrell îi povestise isprăvile la cricheta lui Hugh Drummond, isprăvi pe care el nu le crezuse adevărate, din cauza adorației vizibile ce se putea citi pe fața povestitorului. Dar acum încep să se întrebe dacă erau un adevărat exagerate. Nu uita, a făcut Drummond, liniștit, că dacă nu primești, va trebui să mărturisesc motivul real care m-a adus aici. Simplu fapt că nu mi s-a răspuns la telefon nu e suficient și asta înseamnă că la anchetă vor ieși la iveală multe lucruri. Se uită cu băgare de seamă la Standish. Lucruri, urmă el, pe care nu cred că le ignorezi complet. Vrei să le vezi de pe acum în ziare? Vocele de pe scară se apropiau, cea lui Perkins, agitată și incoerentă, și a celuilalt, egală și liniștită. Bine, spuse Standish, revenind la realitate. Ne-am înțeles, jucam cu toții brici în camera mea. Dar fi așa, oftă Lighton, n-aș fi vrut acum până în gât în afacerea asta murdară. Pe aici, domnule sergent, asta e camera. Perkins deschise ușa, intră un polițist care, după ce aruncă o privire spre cadavru, se uită la ceilalți, curioși și puțin bănuitor. Bună seara, domnilor, spuse el. După cum văd, e o afacere destul de urâtă. Pot să vă întreb ce știți? O să spun tot ce știu, sergent, răspunse Standish. Polițistul ascultă cu luarea minte, notând din când în când câte un amănânt într-un carnet. Va să zică, spui că era 9:40, domnule, când ai fost chemat la telefon. Și când ai sosit aici, n-ai zărit pe nimeni? Casa era goală, spuse Standish. Atunci poți să te întreb, domnule, cum a intrat? E o întrebare foarte firească, sergent, recunosc cu Standish. Fiind convins că nu e bun aici, am călcat legea și am spart ușa. Asta e o infracțiune, domnule, n-avei dreptul să o faci. Sunt perfect convins de asta, spuse Standish. Îmi asum răspunderea completă a faptului. Trebuie să-ți mai spun, numele meu este foarte cunoscut la Scotland Yard. Bine, domnule, treaba dumitale, nu a mea, dar fiindcă veni vorba de asta, aș vrea să am numele și adresa dumneavoastră, domnilor. Cei doi și le spuseseră, iar polițistul și le însemnă în carnețelul său. Acum, domnilor, continuă el, bănuiți pe cineva care ar fi putut nutri astfel de intenții față de domnul Sanderson? Nu, zise Standish, dar avea o profesiune în care îți face întotdeauna dușman redutabil. Polițistul recunoscu cu gravitate faptul, apoi începu să examineze corpul, dar după puțin timp se ridică și clătină din cap. Ei bine, domnilor, toate astea sunt prea complicate pentru mine. Trebuie să raportez inspectorului. Vreți să fiți atât de buni să rămâneți aici până mă duc la secție? Nu să lipsesc mult. Bine, domnule sergent, așteptăm. Polițistul își puse pe cap șapca și după câteva clipe ușa din față se închise în urma lui. Poți aștepta jos, Perkins, spuse Standish. Nu te culca. Ar fi mai bine să spui și soției dumitale ce s-a întâmplat. Servitorul părăsi camera și Standish începu să râdă. Scuză-mă, Bill, dar nu mă pot stăpâni. Înfățișarea ta e din cele mai caragioase. Mulțumesc, mormăi Layton. Dar să fim serioși, continuă el, întorcându-se spre Drummond. Noroc că polițaiul nu a stăluit prea mult cu întrebările, dar inspectorul nu o să se mulțumească numai cu atât. Ce îi vom răspunde? Ar fi mai bine ca Bill să plece. Ce o să zică inspectorul când o să-i vadă cu cuiul de pe nas? Să plece și Peter cu el. Ar fi doi și în drama în care am intrat, toți actorii joacă doi câte doi. Ce vrei să spui? Întrebă Standish uitându-se la el intrigat. O dramă în care e bine ca toți să lucreze. Perec, perec, răspunse calm celălalt. Sunt 1001 de motive ca Peter să-l întovărășească. Ar fi dezagreabil dacă ar fi pus knockout înainte ca reprezentația să înceapă.
Bine, dar lucrezi, început Standish. Ba cred, spuse scurt Drummond. Jocul a început, ți-o repet și regula primă este nu te încurca cu lucruri inutile. Așa că voi doi ștergeți-o sau de nu o să vă împiedicați de inspector. Cheamă un taxi, Peter, dacă cineva dă târcoale casei. Pare să ai experiență destul de bogată în astfel de treburi, spuse Standish când cei doi părăsiră imobilul. Drummond râse scurt. E adevărat, mărturisi el. Au fost timpuri în trecut când soarta a fost foarte bună cu mine. Și cred că și acum îmi mai surâde încă. Spune-mi, Standish, bietul Sanderson îți spusese lucruri mai importante la telefon? Ți-a dat ceva nume sau informații? Standish clătină capul. Niciun cuvânt, dar dumitale ce ți-a spus zilele trecute? Nimic deosebit. Aflase acum câteva zile de o vastă organizație în Anglia, vădit ostilă intereselor țării. Cei mai mărunți dintre complici fuseseră puși sub urmărire, dar fruntașii asociației n-au fost descoperiți. Cam același lucru mi l-a spus și mie, zise Standish, devenind din nou serios. Mi-e teamă că bătusem puțin joc de el și nu era deloc cazul. Asta e sigur, recunoscu Drummond. Mă întreb cine dracu a fost pe aici. Rana, mai ales, mă umple de mirare. Drummond, după ce eu spuneam adineauri și lui Bill Lighton, a fost sau o lovitură care a nimerit așa bine absolut din întâmplare, sau capul i-a fost ținut de la spate. Atunci, obiectă Drummond, l-ai fi auzit fără doar și poate țipând la telefon. În orice caz, un lucru e limpede. Organizația aceea de care vorbea este o realitate și descoperise prea multe, așa că principalii complici nu mai puteau avea tihna. Dar asta pare destul de evident, o recunosc. Standish se uită la ceas. Mă enervează că inspectorul pune atâta timp de la comisariat până aici. Observă el, secția e numai la un sfert de milă de aici. Îl cunoști din întâmplare? Da, un tip pe care îl cheamă MacIver. E foarte capabil. Nu fi bătrânul MacIver, strigă Drummond. Dar suntem cei mai buni prieteni. Ne luasem odată amândoi pe urmele unui domn care dispărea prea repede, un domn numit Peterson. Trebuie să recunosc că eu am făcut mai multă treabă și că MacIver nu prea am aprobat metoda de lucru. Dar bine că mi-adusei aminte. Te-ai uitat prin sertarele biroului? Nu, răspunse Standish. Sosirea dumitale oarecum neașteptată m-a întrerupt. Am putea să facem asta acum, până vine poliția. Cheile sunt pe lanțul de la ceas. Mișcă încet mortul și desprinse cheile de pe lanț. Cercetară cu amănunțime toate sertarele. În zadar, în afară de o bucățică de hârtie, nu găsiră nimic interesant. Fusese evident smulsă dintr-un bloc notes ieftin și pe ea era scris ziua din săptămâna trecută. Dacă doi, omite primul. Cei doi bărbați se uitară intrigați la ea. E sigur că nu-i scrisul lui, spuse Standish. Ce naiba înseamnă asta? Trebuie să fie ceva important, remarcă Drummond. Altfel n-ar fi păstrat-o. Da, în cuvință Standish. Și se uită încă o dată la ceas. Îți dai seama că polițistul a plecat de 40 de minute. Chiar dacă MacIver lipsea pentru câteva timp, tot ar fi avut vreme să vină. Se uitară gânditori unul la altul. Să-i se fi întâmplat oare ceva polițistului, spuse Drummond. Nu mai aștept, strigă Standish. Mă duc chiar eu la secție. Vrei să vii cu mine? Da, răspunse Drummond. Viu. Ți-am spus doar că piesa asta se joacă doi câte doi. Încuiară sertarul, lăsând totul, inclusiv bucata misterioasă de hârtie, așa cum le găsiseră. Apoi, după ce el înștiințară pe Perkins, părăsiră casa. Câtva timp merseră în tăcere. Deodată, Drummond apucă brațul lui Standish. Amândoi se opriră. Pe cealaltă parte a străzii erau patru sau cinci clădiri noi, în diferite stadii de construcție. La una din ele se uita și Drummond. Mi s-a părut că văd mișcând ceva, șopti el. Alo, ce e asta? Dominând vâjuitul vântului, se auzise un zgomot ca și cum ar fi căzut o movilă de cărămizi. Venea tocmai din clădirea pe jumătate construită din față.
Vântul dă jos cărămizile, spuse Standish, dar Drummond o porni înainte, ridicând din umeri, Standish îl urma. Binalele obișnuite și grămezile de material din prejurul clădirilor în construcție le făcu calea grea. Deodată Drummond înjură înăbușit, se împiedicase de ceva, ceva care în primul moment crezuse că e un sac, dar își dădu imediat seama că era cu totul altceva. Standish, strigă el, vin aici, ce e asta? Strigă el, o fi vreun bețiv, pe jos, fărăind zgomotos, zăcea un om. Era evident că lunecase de mai sus, căci în jurul îi vedea un număr de cărămizi deplasate. Dar ceea ce i-a făcut să se uite la el plin de mirare era îmbrăcămintea sa, era numai în cămașă și izmene. Deodată Standish se aplecă și scoase o exclamație. Nu e un bețiv, strigă el, omul a fost cloroformizat, se simte asta când răsuflă. Se întoarse și apucă brațul lui Drummond. Uite băiatule, la bocancii lui, strigă el, dacă nu sunt bocanci regulamentari de poliție, mă prind să mănânc pălăria. Am fost păcăliți ca niște copii, dragul meu, la secție și cât mai repede. Peste 3 minute, un sergent, mirat, se ridica de pe scaun când văzu intrând în cameră doi oameni abia ținându-și răsuflarea. Spune sergent, PC-005 a făcut vreun raport, strigă Standish. Sergentul se uită la el fără să înțeleagă. Nu, domnule, n-am mai dat pe aici de când a plecat la post. Pot să vă întreb un raport despre ce, domnule? Mr. Sanderson a fost asasinat. Cum asta? Mr. Sanderson asasinat? Se auzi o voce incredulă. Crimă, răspunse Standish scurt. Inspectorul McIver apăruse dintr-o cameră alăturată. Alo, Mr. Standish, și dumneata, capitane Drummond. Ce vorbiți, domnilor? Repede, vino cu noi. McIver, spuse Standish, nu-i de pierdut nicio clipă. A fost ucis în casa lui, dar înainte vreau să ne oprim la unul din imobilele în construcție din drumul nostru. Lovit în ochi, McIver, îi explică el inspectorului după ce plecarea, e una din cele mai mari crime din timpurile moderne, după cum vei recunoaște și dumneata peste câteva minute. Dar mai întâi vreau să te uiți la asta. Privește, și-l duse printre cărămizi în timp ce Drummond îndrepta lumina lămpii asupra omului căzut în nesimțire. Cine e ăsta? PC-005, exclamă McIver. Ce înseamnă asta? A fost cloroformizat, spuse Standish, numai pentru că ca să îi se fure uniforma. Și omul care i-a furat-o ne-a luat calm interogatoriul în calitatea lui de polițist, în camera în care a fost ucis Sanderson. Repede, spuse Drummond, nu e nicio clipă de pierdut. Dar ce voia de v-a luat interogatoriul, întrebă McIver. Sunt o mulțime de ipoteze. Poate nu știa cât suntem în cameră. Nu știu ce i-a spus servitorul. Voia să se întoarcă, probabil neapărat în cameră. Și a reușit. Apoi ne-a găsit pe toți 4. 4 răspunse cu un eco inspectorul. Da, spune Standish. Cunoști pe Lighton, nu-i așa, McIver? Un bun prieten al meu. Știi, găleganul ăla lung. De asemenea, cunoști pe... Desigur, pe Peter Darrell, întrebă și Drummond. Da, cunosc pe cei mai mulți prieteni ai dumitale, capitane Drummond, spuse McIver. Sunt în casă acum? Nu, zise grav Standish. Bill Lighton a căzut, nu s-a simțit bine și a plecat după un ceas cu domnul Darrell. După un ceas, strigă McIver, vrei să spui că... Dar vorbele îi muriră pe buze când simți strânsoarea de cleștea lui Drummond pe brațul său. Niciun cuvânt, șopti Drummond. Ajunseră în fața porții casei lui Sanderson și Drummond arătă spre fereastra luminată. Taci din gură, adăugă el. Asta e camera unde s-a comis crima. McIver și sunt oameni înăuntru. Le-am văzut umbrele mișcându-se. 2. Se tupilară în umbra boschetelor uitându-se la fereastră. Sunt 3, domnule. I-a dat în mâinile noastre. Poate e servitorul cu cei 2 prieteni ai dumneavoastră, nu? Șopti McIver. Standish clătină din cap. Foarte improbabil, răspunse el. Și dacă ții, tot n-am lămurit nimic. Întrebarea e cum o să intrăm în casă. Ușa din față e încuiată cu un iale și dacă sunăm, nu mai surprindem. Am forțat ușa din dos.
astă seară. Ce-ar fi să mai încercăm o dată?" MacIver zâmbi, dar nu făcu niciun comentariu. Cei trei merseră în vârful picioarelor până la în celălalt capăt al casei, de-a lungul zidului. Ca și mai înainte era întuneric. "Unde e Perkins și nevastă sa?" șopti Standish. "Nu-mi place asta." Își scoase a doua oară pasportul și îl introduse în căură cheii. Crăpară ușa și se strecurară înăuntru, dar se opriră brusc în fața bucătăriei. Căci focul fusese făcut și la lumina lui zăriră o femeie, ce stătea nemișcată pe un scaun. Era legată cu funii și gura era astupată cu o bucată de pânză, dar ochii deschiși străluciră când îi zări. "Te liberăm într-o clipă, doamnă Perkins, dar cel din tâi lucru de făcut e să prindem bestia. Dumnezeule, ce s-a întâmplat?" De sus se auziră zgomote ciudate, fâșâituri, nori de fum umplură holul. Mirosea ars. "Au dat foc casei," strigă Drummond, repezindu-se în hol. Ceilalți doi erau în spatele lui și toți trei se prăvăliră peste o clipă la pământ. Se împiedicaseră de corpul în nesimțire al servitorului. Când se ridicară, auziră un râs ironic în fața ușii de intrare. "Scoteți pe Perkins și nevastă sa," strigă Drummond. "Eu alerg după mizerabilii ăia." Când ajunse însă în stradă, tot ce mai putut să vadă fu lumina roșie din spatele unei mașini ce dispărea în depărtare. O șterseseră cu toții. Catul superior al casei era ca un iad. Flăcări zbucneau prin fereastra odăi în care zăcea corpul lui Sanderson. Focul se răspândea fulgerător în toată casa. Atunci a apărut MacIver, trăgând pe Perkins după el, și câteva clipe mai târziu sosi și Standish din celălalt colț al casei, susținându-o pe nevasta servitorului. "Petrol," spuse inspectorul scurt, "miroase în toată casa. Dacă am fi așteptat numai câteva minute, i-am fi prins." "E adevărat, șefule," murmură Drummond, "dar e probabil că atunci bieții oameni ar fi ars de vii." La casele vecine se deschideau ferestrele și MacIver, ieșind în stradă, chemă pe unul dintre curioși și ceru să înștiințeze telefonic postul de pompieri. "Mă întreb ce i-a făcut să riște așa mult," spuse gânditor Standish, cât pe aici să punem mâna pe ei." Ieșiră în stradă cu Drummond și se uită cum lucrau pompierii. "Probabil hârtii," răspunse celălalt. "Nu uita că cheile erau în buzunarul meu și că biroul era foarte încăpător." "Desigur," și-a spus că ar dura prea mult să forțeze sertarele. Știau că trebuie să ne întoarcem curând, așa că au dat foc casei. "Nu-mi pare să fie chiar așa," spuse Standish. "Dacă aveau petrol, înseamnă că veniseră cu intenția să dea foc casei." "E într-adevăr în cuvință, Drummond. Doamna Perkins nu putu da nicio lămurire." Puțin timp după ce părăsiseră ei casa, Perkins și soția lui auziseră din nou voci în odaia de sus. Crezând că se reîntorseseră, Perkins se dusese în hol. Femeia auzi apoi zgomotul unei căderi. Strigă și ne primi niciun răspuns, era tocmai pe punctul să meargă să vadă ce se întâmplase, când doi oameni intrară în bucătărie și o legară. "Ei mai recunoaște," strigă Standish, renunțară și la această nădejde. Agresorii fusese rămascați. "Mi s-au încurcat toate drumurile," spuse Drummond gânditor. "Singurul din toată banda pe care l-am recunoaște e tipul care s-a îmbrăcat cu uniforma lui PC-05. Nici Perkins nu le e de folos, mai puțin decât nevasta lui." Se dusese în hol unde zări siluetele a trei oameni. Era pe punctul să întoarcă butonul electric când privi pe la spate o lovitură grea în cap. "Nu-și mai aduce aminte de nimic." "După cum vezi, ne-am păcălit," spuse Drummond lui Standish. "Nu cred însă că mă înșel, socotind că indivizii aceștia ne vor face să mai auzim de ei." Între timp, focul fusese stabilit mai mult sau mai puțin. Parte din casă era intactă, întreg etajul era distrus. Firește, partea care suferise mai mult era aceea unde fusese camera lui Sanderson și unde fusese aruncat petrolul. Chiar pe când mai priveau dușumeaua biroului, se prăbuși și ce mai rămăsese din birou și din mobilier căzut rosnind în camera de jos. "Cel puțin 2 ore încă până când se poată intra cineva, domnilor," spuse MacIver, venind spre ei. "Vreți să așteptați?" "Nu cred că e nevoie," răspunse Standish. "Probabil vom fi chemați la anchetă
Știi unde ne poți găsi. Dacă vii să mă vezi mâine dimineață, pot să-ți dau ceva amănunte. Te anunț totuși că nu sunt prea importante. Spuneai că a fost străpuns prin ochi, zise inspectorul. E adevărat, și asta s-a făcut în cursul unei convorbiri telefonice cu mine. Extraordinar, zise MacIver. Poate avem noroc să găsim ceva prin lucrurile cruțate de foc. Vă doresc noapte bună, domnilor. Se înclină și plecă, iar ceilalți doi își făcură drum prin mulțimea de privitori și gură cască ce se adună totdeauna în asemenea împrejurări. Abia după ce merseră câtva timp în tăcere, Dramon se uită piesiș la tovarășul său. Ai de gând să-i dai detalii complete? Întrebă el liniștit. Bată-te, Dumnezeu, Dramon, râse Standish. Știu la ce faci iluzie, dar ai uitat probabil că sunt în calitate semioficială. Tocmai nu oficială, aici e buba. Și nu uita un lucru, chiar poliția suprimă uneori probe într-o anchetă, când crede că nu e de dorit ca anumite lucruri să ajungă la urechea publicului. Standish, continuă el, serios, ar fi riscat să pierdem unica șansă de a prinde pe criminal, dând toate amănuntele în vileag. Pot să spun, și sunt judecător foarte competent în materia asta, că rare ori am avut de la început o ture atât de multe. Sunt puncte în afacere, o recunosc, pe care trebuie să le destăinuim poliției, spuse celălalt. Vrei să spui fapte, firește, conversația telefonică, rana, toate astea le poate afla și poliția, dar bănuiala lui Sanderson, care nu o spusese și nouă cu privire la o organizație, n-are niciun rost să o comunicăm mai departe. Ridicăm mâna lui mare spre un taxi. Să mergem acasă la dumneata și să vorbim în tihnă de toate astea. Standish se ghemui în colțul lui și aprinse o țigară. Fără îndoială avea dreptate, Dramond. Cazul va provoca o senzație enormă în presă. Prejurările crimei erau atât de extraordinare, dar se putea spera că dacă el și cu Dramond închid gura asupra unor detalii, interesul public o să moară în câteva zile și criminalii să se creadă în afară de primejdie. Că nu trebuie să fie puși în gardă era evident. Isprava din noaptea aceea dovedea îndrăzneala din partea lor. Dar oricât de îndrăzneți ar fi fost, Standish se întrebă de ce riscaseră așa nebunește întorcându-se în casă și dându-i foc. Nu putea fi vorba de hârtii. Oricine ar fi fost acela care săvârșise omorul, ar fi avut timp suficient să cotrobească prin sertare și să o șteargă în caz de alarmă. Atunci ce-i făcuse să-și riște așa nebunește pielea? Lăsaseră vreo urmă în cameră pe care nu o văzuse el și pe care trebuiau neapărat să o înlăture? Ultima noastră speranță, după cât văd, observă el când taxiul se opri, e că PC-005 va fi în stare să arunce vreo lumină asupra afacerii. Deși, adăugă el amar, nu văd că va putea. Așa mi s-a întâmplat în toate afacerile de care am parte. Dragul meu, așa e soarta, zise Dramon, și sper sincer că îți dai seama de forța argumentelor mele. Hei, ce ți-a venit? Standish se oprise în pragul camerei sale de lucru și se uita la birou. Cineva mi-a umblat printre hârtii, spuse el liniștit. Dramon încruntă sprâncenele. Ești absolut sigur? Absolut. Nu-i niciuna la locul unde le-am lăsat. Poate o fi umblat servitorul dumitale prin ele. Știe ce l-așteaptă dacă face una ca asta, răspunse Standish. Și dracu să ia oricine ori fi fost, au forțat și sertarele. Dramon nu-și putu reține râsul. Superb, strigă el. Am fost deștept și le-am dat adresele noastre. N-au pierdut timpul. Probabil că o să vezi și acasă la dumneata același lucru. Sunt oarecum oricând bineveniți, zise Dramon. Numai să nu fure cărțile de aventuri. Nu de mirare se închisesc ei, cel puțin în prezent. Cu dumneata vorbea la telefon când stăteau să-l omoare și dumneata a alergat cel din tâi. Standish dădu gânditor din cap. Ai poate dreptate, recunosc eu. În tot cazul nu văd de ce n-am bea ceva. N-ai cumva puțină bere? Strigă Dramond. Aș prefera. Desigur, strigă Standish, ai vreo 12 sticle în colț. Servește-te! Își turnă un whisky în soda în timp ce Dramond deschidea o sticlă cu bere.
Bietul Sanderson, Standish se așeză. Nu pot să mă gândesc la altceva. E într-adevăr o pierdere pentru țară. O să punem mâna pe el, Standish. Aș paria oricât. Sorbi o înghițitură de bere, dar în clipa următoare sări în sus, când conținutul paharului se răspândi pe jos. Standish căzuse lângă el. Ochii erau pe jumătate închiși. Câtva timp, Drummond se uită nedumerit la el ce îi se întâmplase. Respira cu greutate. Obrajii era aprinși și în primul moment lui Drummond îi se păru că are temperatură. Se aplecă asupra lui și simți un miros straniu în respirația sa, ceva care nu datora numai whisky-ului. Se ridică și se uită gânditor prin cameră. Standish fusese narcotizat cu un narcotic puternic și dacă el, Drummond, n-ar fi băut bere, ar fi zăcut acum amândoi pe jos. Se duse la ușă și o deschise cu precauțiune. În toată casa nu se auzea niciun zgomot. Era evident, deci, că prăbușirea lui Standish nu o deșteptase pe nimeni. Se întoarse în odaie și se aplecă încă o dată asupra celui adormit. Respirația devenise mai ușoară și culoarea din obraj mai naturală. Căzuse victima trucului celui mai vulgar. Dar de ce? Ce folos putea avea adormindu-l? Să închidă gura la anchetă? Absurd. Standish era martorul principal și dacă ar fi fost în stare să depună dezbaterile, s-ar fi amânat până se restabilea. Trebuie să fi fost un motiv mai puternic decât acesta. Și după toate probabilitățile, unul serios. Aveau desigur intenția să-l devalizeze de lucrurile ce avea asupra-i? Presupuseseră că va voi să bea înainte de a se duce la culcare, se vor întoarce deci în cursul nopții. Pe buzele lui Drummond flutură un surâs. Avea șansa să poată căpăta informații prețioase. Trebuia numai să adopte un plan de luptă potrivit. Privi pe fereastră și zări pe celălalt trotuar un om care se uita spre casă. Îl văzuse desigur și pe el, intrând odată cu Standish. Și cum casele din Clarges Street n-au mai multe ieșiri, putea fi sigur că e încă acolo. Așa că poate ar fi mai bine să plece ostentativ prin ușa din față și să se înapoieze mai târziu. Dacă lumina va continua să mai ardă câteva ore în camera de lucru a lui Standish, vor trage concluzia că narcoticul lucrase. Dar aici și intervenea o altă dificultate. Strada aproape deșartă și va fi la fel tot restul nopții, astfel că îi va fi imposibil să se înapoieze fără să fie văzut. Și nici n-avea unde să se ascundă, ca să surprindă ceva interesant. Așa că nici planul acesta nu era bun. Deodată îi veni în minte singura soluție posibilă. Era cam riscant, dar toată viața lui era făcută numai din riscuri. Ceea ce îl făcu să șovăie puțin era întrebarea dacă va putea reuși și dacă celelalte metode n-ar fi fost mai bune. Putea oare să-i înșele prefăcându-se și el narcotizat? În felul acesta va rămâne în cameră tot timpul și va vedea ceea ce se va întâmpla, cine va veni și ce intenționau. Tărându-se pe mâini și pe genunchi ca să nu îi se vadă de afară umbra, luă paharul cu bere în camera de baie ca să spele. Apoi se întoarse tot așa, îl umplu pe jumătate cu whisky în soda și îl puse pe măsuță. Observă deodată sticla goală de bere și se târâ din nou pe covor ca să o ascundă. Acum nu mai avea nimic de făcut decât să stea și să aștepte. Zgomotul circulației de pe Piccadilly scădea din ce în ce mai mult. Se uită la pendula din perete. Era aproape 2. Cât va mai ține asta? La ora 3 începu să moțe. Se scutură. Iar a fost nenorocire pentru toată lumea dacă adormea. Focul se stinsese în cămin, dar ar fi fost o greșeală să-l aprindă, deși camera se va răci. Totul trebuie să fie așa cum era normal, dacă amândoi ar fi fost căzuți în nesimțire de câteva ceasuri. Deodată se auzi un zgomot care îl deșteptă într-o clipă. Afară se oprise un automobil. Se auzi cum stopează motorul și cum se deschide portița și, în sfârșit, hârâitul unei chei încercată în ușa de jos. Zgomotul unei conversații se apropia. Acum Hugh Drummond se simțea cu mintea mai limpede ca oricând, dar pulsul îi bătea mai tare.
Instinctul îi spunea că necunoscuții vor intra în camera unde se afla el. Simțea că nu-i va fi deloc frică, oricâți ar fi fost. Își așeză capul pe teaza scaunului, într-o poziție în care putea vedea cu o deschidere minimă a pleoapelor. Apoi, ascultând cu intensitate, aștepta. Ușa de jos se închisese. Un taxi trecu în goană la distanță și când zgomotul se pierdu, se auzi o scârțâitură de afară. Peste o clipă văzut chipul unui om, cercetând din prag camera. Era cunoștința lor de mai demult. Cel care făcuse pe PC-005, acum era îmbrăcat cu hainele lui obișnuite. Împinse ușa și intră în cameră. Perfect, murmură el. Amândoi sunt aici. Alți doi oameni intrară și Drummond îi privi cu atențiune. Transpirația era grea și regulată. Membrele relaxate. După ce mai aruncă printre gene o privire ca să se asigure că îi va putea recunoaște, închise ochii cu totul. Aceștia trei fuseseră aceia ce dăduseră foc casei lui Sanderson. Unul dintre cei doi intrați în urmă era mic și semăna cu o nevăstuică. Avea un nas ascuțit și dinții proeminenți. Părul era de culoarea nisipului și urechile ieșite în afară. Hainele erau obișnuite. Semăna cu un bookmaker de mâna a doua. Celălalt însă era exact contrariul. Purta un joben ce îi sta puțin pe ceafă. Fracul era impecabil și lăsă să se vadă o vestă albă și cămașă scrobită. Trăsăturile sale erau regulate și ochii de un albastru izbitor. Se apropie de stende și îl întoarse cu piciorul, pe când ceilalți doi îl vegheau. Nu încăpea îndoială că el era șeful. Apoi se îndreptă spre Drummond și luându-i o mână, o strânse cu putere. Dar Drummond, care presimțise ceva în genul ăsta, nu făcu nicio mișcare. Și cu un mormăit, omul se întoarse. Amândoi dorm duși. Cum îi cheamă? Cel de pe covor este Endeș, răspunse pseudopolițistul, în timp ce omul nevăstuică se duse la fereastră și privi afară. Și ăsta mare din fotoliu îl cheamă Drummond. Mai mult nu știa. Spunea că erau patru în camera lui Sanderson. Da, erau patru, domnule. Cred că ceilalți s-au dus pe la casele lor. V-ați uitat prin toate hârtiile? Prin toate și n-am găsit nimic, răspunse celălalt. Nici nu credeam că o să găsiți. Amănuntele le are în cap. Dacă într-adevăr știe ceva. Îmi spuneai că Sanderson tocmai îi telefona atunci, așa mi-a spus numărul 4, și că în niciun caz nu i-a transmis informații prin telefon, exact, domnule. Șeful se îndreptă spre birou și început să cerceteze metodic hârtiile. Drummond deschise cu prudență un ochi. Omul nevăstui că era încă la fereastră. Ceilalți doi stăteau cu spatele la el. O clipă sau două fu ispitit să îi prindă prin surpriză. N-ar fi fost prea greu să-i întindă jos pe cei doi, să cheme poliția și să captureze toată banda. Dar ezită, n-auzise încă nimic important. După câte înțelesese, Sanderson fusese asasinat de un individ misterios, cunoscut ca 4, care nu se găsea printre cei trei. Evident, bărbatul în frac era acela a cărei voce se auzise din gang. În afară de faptul că ceilalți îi spuneau domnule, toate manierele lui îl plasau într-o clasă diferită de a celorlalți doi. Când ați primit ordinele? Întrebă el deodată. Numărul 4 mi l-a dat. După ce a făcut ispravă, răspunse celălalt. Vă spusese să amenințiți pe polițistul acela? Nu, dar era necesar pentru a putea intra nesuspectat în casă. Ești nebun, Gulliver, spuse încet omul în frac. Ultimul lucru ce l-aveai de făcut era să-ți cauți pricină cu poliția. Dar cum aș fi putut altfel să intru în casă, mormăi Gulliver posomorât. Și ordinele primite cereau să aflu toate numele și adresele și să descoper ce-i putea. Un răstimp celălalt nu răspunse, ci continuă să cerceteze metodic hârtiile de pe birou. Altceva ai mai aflat? Întrebă el mai târziu. Gulliver clătină capul. Absolut nimic, dar un om ca Standish nu spune tot ce știe unui simplu polițist. Unde e acum numărul 4? N-aș putea să vă spun, domnule, nu știu. Mi-a înmânat ordinele sau oricare pe de mașină și dus a fost. Era o doamnă cu el. Ce? O doamnă? Ce fel de doamnă? Omul în frac se întoarse repede, vorbea mai tare. Nu o puteam vedea prea bine, își ridicase gulerul de la blană.
Cred că era tânără. În orice caz avea o înfățișare agreabilă. Părul îl avea blond. Am văzut asta. Doamne Dumnezeule, e imposibil. Se ridicase și se plimba, sureșitat prin cameră. Mi-a promis-o, șopti el, mi-a promis-o, dracu s-o ia, spune în Gulliver. Era cu numărul 4 când a făcut isprava? N-aș putea spune, domnule, răspunse Gulliver. Erau împreună când a venit la mașină, dar unde se găsea când s-a întâmplat fapta, nu știu, poate știi cine era din întâmplare. Vezeți de treburile dumitale, strigă celălalt, ce-ți pasă de ea ta? Continuă să se plimbe prin cameră și când vorbi din nou, glasul era mai calm. A reușit pe deplin, nu-i așa? Sanderson a fost ucis instantaneu, drept în ochi, domnule. Bine, n-avem prea mare încredere în asta, dar văd că m-am înșelat. Ultimele cuvinte le spuse mai mult pentru sine. Deschizând pe jumătate un ochi, Drummond văzut pe individul numit Gulliver privind curios. Ce e, domnule? Strigă el. Ați găsit ceva? Mă supără, Gulliver, răspunse omul în frac, că te amesteci în prea multe lucruri. Poți te rog să repeți regula numărul 3? Niciun membru nu va întreba nimic. Nu-l vor interesa afacerile sau ordinele primite de un alt membru, răspunse posomorul Gulliver. Nu uita asta, amice, spuse celălalt încet. Primești o răsplată după felul cum ți-a executat ordinele. Cum și le îndeplinește un alt membru, nu te privește deloc. Curiozitatea nu e un grad mai puțin primejdioasă decât trădarea. Și dacă te îndoiești de asta, Gulliver, poți să cauți mâine dimineață în ziare. Vei vedea în ele că e vorba de un omor. Nu așa important ca cel al lui Sanderson. Ți-aduce aminte de Jean Picot? Gulliver, da, răspunse Gulliver strângându-și buzele. Mâine o să citești că a fost găsit ucis în East End. Foarte regretabil și sunt sigur că nimeni nu va face o legătură între acest asasinat și cel al lui Sanderson, pe care ziarele îl vor relata cu litere de o șcapă. Ceea ce e foarte greșit, Gulliver. Jean Picot a fost destul de prost inspirat ca să joace două cărți deodată. A fost atât de nebun că a dat unele informații lui Sanderson. Știți că niciodată n-am trădat, murmură Gulliver. Cred, spuse celălalt, prea ți-ar merge rău. Dar să-i sprăvim cu asta, să terminăm mai cu hârtiile astea, pe urmă ne urcăm în mașină. Ce aveți de gând să faceți cu lunganul ăsta, domnule? O să-l lăsăm aici, răspunse celălalt nepăsător. Ce să ne mai încurcăm cu el? Tăcerea era apăsătoare, nu se auzea decât foșnetul hârtiilor pe biroul lui Standish. Drummond începu să chipzuiască repede, căpătase anumite informații destul de prețioase. Existența unei organizații criminale fusese confirmată, dacă mai era necesară confirmarea, și știa numele a doi dintre membri. Mai mult, trăsăturile omului în frac erau întipărite în memoria sa, cu toate că nu-i cunoștea numele. Bandiții îi furnizaseră, fără să-și dea seama, informații interesante. Dar lăsa-va oare să-i facă ceva lui Standish? Asasinatul nu părea să însemne nimic pentru oamenii ăștia. Dacă ar fi fost în locul lui Standish, s-ar fi lăsat intenționat în puterea tâlharilor, că speranța de a face vreo descoperire realmente importantă. Dar având în vedere că se cunoșteau de foarte puțin timp, știa că ar fi fost temerar să afirme că Standish ar face la fel. Mai deschise odată o jumătate de ochi și rămase uimit. Standish se uita la ei și clipea, respira încă zgomotos, dar de când sta cu fața spre cămin, niciunul dintre oameni nu-l putea vedea. Care era acum linia de acțiune? Efectele sporificului se risipiră și Standish juca teatru ca și el, făcând pe adormitul și ascultând. Dar atunci totul se schimbase, căci erau doi și amândoi înarmați. Ar fi fost cel mai simplu lucru din lume să-i captureze pe toți. Se uită din nou la Standish și de asta dată îl văzu mișcând buzele. Și chiar pentru cineva care nu înțelegea limbajul buzelor, mesajul era limpede. Nu face nimic. Închise ochii, Standish prinsese situația și o privea ca și el. Absolut nimic aici. Omul în frac împinse scaunul și se ridică. Cât e ceasul? 4? Luați-l jos și nu faceți niciun zgomot. Duceți-l ca și cum ar fi beat. Ceilalți doi
Îl ridicară pe Standish și Drummond le auzi pașii pe când îl duceau pe scări. Auzi apoi deschizându-se ușa de la stradă și zgomotul motorului. Mașina plecă și peste câteva clipe duduitul se pierdu în depărtare. Stătea foarte liniștit, conștient că omul în frac nu plecase. Ședea pe covorașul de lângă el și trebuie toată puterea de voință pe care avea ca să nu deschidă ochii. Era enervant simțindu-l pe celălalt atât de aproape și neștiind ce face. Deodată își dădu seama că omul se pleca asupra lui, simțea respirația pe față. Bănuia oare ceva? Căci dacă era așa, situația lui Drummond era teribilă. În fiecare clipă putea avea soarta lui Sanderson. Se mișcă puțin și mormăi ceva, gesturi pe care nu și le putu stăpâni. Și celălalt stătea într-una plecat deasupra lui. Ce făcea? Ce aștepta? Atunci simți mâna necunoscutului și numai printr-o încordare a voinței nu mișcă. Omul îi frământa mușchii cum ar fi făcut-o un măcelar și început să râdă încet. Drummond simți cum îi curge sudoarea, dar nu făcu niciun gest. Niciodată nu auzise în toată viața lui un râs atât de diabolic, ceva nebunesc în el. Mâinile omului, ca niște bare subțiri de oțel, se plimbau în sus și în jos de-a lungul bicepșilor și râdea într-una. Drummond ar fi dat 1000 de lire să poată sări de pe scaun și să se răfuiască cu celălalt, dar nu se putea, trebuia să tacă. Atunci, spre marea lui ușurare, omul se îndepărtă. Nu plecase însă. Drummond îl auzea cum se plimbă liniștit de acolo până acolo. Odată sau de două ori îl simți în dosul său, dar poziția în care alunecase îl făcea să nu poată vedea nimic. 5 minute sau poate 5 ani trecură și chinul lui luă sfârșit. Ușa din față se închise și zgomotul de pas se îndepărtă încet. Cu un suspin de ușurare se ridică de pe scaun și se uită prin fereastră. Focul se stinsese, se simți țeapăn și amorțit. Dar tensiunea grozavă din ultimul sfert de ceas trecuse și reacțiunea era de necrezut. Niciodată în viața sa nu cunoscuse o asemenea sforțare. Nici acum nu-i venea să creadă. Ce însemna râsul acela drăcesc? Ce idee îi venise în minte? Se duse la fereastră și ascunzându-se în dosul perdelor se uita afară. Omul care fusese pe celălalt trotuar nu mai era acolo. Strada era pustie, putea să plece și simți gust pentru o băutură mai tare decât berea, dar nu vreau să riște nimic. Era posibil ca și apartamentul lui să fie supravegheat și dacă vor calcula timpul dintre momentul când va sosi acasă și acel în care străinul plecase, vor avea bănuieli. După ce chipzui bine, se hotărâ să mai aștepte un ceas. Își turnă un pahar și se așeză la biroul lui Standish. Avea de rezolvat câteva chestiuni. În primul rând, ce avea să spună la anchetă despre dispariția lui Standish. Un lucru era evident, trebuia să rămână pe linia ce și-o alesese. Zăcuse leșinat toată noaptea și nu știa nimic. De ce căzuse în nesimțire? Fiindcă băuse din whisky-ul drogat al lui Standish. În acest punct al reflecțiilor sale, privirea i-a căzut din întâmplare pe sticla cu whisky. Era goală. Paharele de asemenea, făcuseră să dispară orice urmă de narcotic. Probabil că omul în frac se îngrijise de asta, după plecarea celorlalți. Orice probă față de autorități că fusese narcotizat, dispăruse. Dar nu aceasta importa, ci faptul că dacă nu spunea nimic de narcotizare, criminalii vor intra la bănuială, iar dacă spunea, nu putea să dovedească poliției afirmațiile sale. Nici lui MacIver nu-i putea destăinui totul, căci oricât de tolerant și prietenos era inspectorul, nu ar fi admis metodele de lucru speciale ale lui Drummond. Sigur era că trebuia să continue pe calea pe care o apucase. Pentru Standish nu se temea, îl știa de ce este capabil. Păcat că nu putuse observa numărul automobilului. Un lucru totuși reieșea limpede. Omul în frac nu era șeful. În dosul lui era unul și mai mare, omul care dăduse ordinul pentru uciderea lui Sanderson. Cât privește moartea lui, ce nume spuseseră? Jean Picot era desigur vorba de un francez și probabil de proastă condiție, deoarece fusese ucis în East End.
putuse totuși să dea informații precise unui om ca Sanderson. Noaptea trecuse și zorile începeau să se arate. Se gândi că ar fi prudent să plece. Luă încă o dată paharul lui cu bere și îl spălă în odaia de baie. Pe când se întorcea în birou, zări o bucată de hârtie pe dușumea. Se opri și o ridică. Era un fragment dintr-o hârtie ruptă în bucăți. Erau scrise numai două rânduri, cel de sus cu cerneală, scris net, cel de jos, smângălit prost și cu creionul. B, M, S, M, O, Y, L, I, R, P, Q, O, M, L, O, C, M, T. Goto Sanderson Ho. Era limpede că avea în mână o frază din ordinele primite de omul care făcuse pe polițistul. Probabil că acesta rupsese hârtia, puse în buzunar bucățelele, din care una îi căzuse pe dușumea. Drummond se așeză din nou la birou și studie hârtia cu luarea minte. Literele de sus fuseseră cu siguranță scrise de cel ce dăduse ordinele. Cele cu creionul erau tălmăcirea în limbaj curent făcută de primitor. Se întreba dacă mesajele erau totdeauna cifrate. Acest domeniu era aproape în întregime străin. Avea o vagă idee că I era litera cea mai obișnuită în engleză și că A, T, 1, O urmau și admințând că Ho final vrea să spună House, avea descifrarea a patru vocale. A era Y, E era R, O era M și U era T. Numai I lipsea. Apoi mai avea și cele șapte consoane mai obișnuite. Aprinse gânditor o țigară. Rezultatul nu era bun. Faptul că descoperise cifrul a patru vocale și șapte consoane îi da putință să tălmăcească și alte mesaje. Probabil că un expert ar fi putut să descifreze scrisoarea și fără literele scrise cu creionul din rândul al doilea. Cu toate că auzise că cel mai simplu cifru chiar putea să încurce pe cel mai dibace expert. Dacă totuși este litera cea mai cunoscută, era puternică prezumția că M o reprezenta. Încurajat, își închipui că va putea găsi mai multe. De exemplu, G era reprezentat prin B, G era a șaptea literă a alfabetului și B era a doua. Literele din alfabet puse cu 5 litere mai înainte. O examinare de câteva clipe îl făcu să clatine capul posomorât. Sub niciun cuvânt, S nu putea fi privit ca fiind cu 5 litere înainte de T, în alfabetul obișnuit. Mi se pare că am dat greș. Nu e asta specialitatea mea. Puse hârtia cu grijă în carnet și se mai uită odată prin cameră. Desigur că MacIver va veni aici să cerceteze și Drummond nu vrea să dea niciun detaliu greșit. Știa că inspectorul era un om greu de păcălit. Nu lăsase niciun indiciu care ar fi putut deștepta bănuieli contra lui. Stingând lumina, părăsi camera, convins fiind că totul era în regulă și că luase toate precauțiunile de rigoare. Când ajunse în stradă, se uită cu grijă în amândouă părțile, nu se vedea nimeni. Drummond nu se bizui pe asta și tot drumul până acasă, la el în Brook Street, merse cam cum ar fi fost beat. Când ajunse la ușă, se prefăcu câteva vreme că nu nimerește cheia îmbroască. După cât putu observa, în apropiere nu se vedea decât o căruță de gunoi, dar mai era și câteva roabe după care s-ar fi putut ascunde cineva. Închise ușa după el. Peste puțin, jocul va continua în condiții și mai aspre. A dormit și ultimul lui gând, limpede după ce se trânti în pat, fu să ureze noroc lui Standish.